Să-i dați un mesaj, domnul Iohannis. Ce i-ați transmite dumneavoastră? Eu i-aș transmite o huiduială. Cam cum i-ați face? I-aș da cu în felul ăsta și nu trebuia să ajungă conducătorul țării românești. Claus Iohannis nu este ortodox, este protestant. Ce părere aveți despre un astfel de om care nu e ortodox? Cine știe, să nu ne vândă țară. După cum am văzut aseară la știri că vorbea asta, că îi sărise lumea în cap la știri, mi s-a părut, nu știu, e un lucru rău. În privința asta e rău. Ce sfat i-ați dat dumneavoastră? Părerea mea ar fi mai bine să nu închidă bisericile, că dacă noi suntem ortodoși. Ce părere aveți că nu este ortodox, ci este... Asta e și părerea mea, că nu e ortodox. Că aveți o părere proastă. De ce aveți o părere proastă? Pentru că poate nu se închină așa. Asta e la noi. Ce părere aveți că am ales un astfel de președinte în fruntea țării? Adică ce credeți că... Mă rămâne un nod în gât. Rămâne... Dom'le, eu nu l-am acceptat. De la bun început. Așa. El nu cunoaște nici țara românească. Nu este ortodox. Vreau să vă întreb cum vi se pare lucrul ăsta, că nu este ortodox. Mie mi se pare un lucru foarte prost. De ce? Din cauza că plăcerea noastră care a fost aici în județul Dâmbovița, ne-a plăcut să iasă domnul Ponta. Ar putea să facă lucrul ăsta? Să vă spui sincer, să știți că teama asta om. O aveți că ar putea să închidă biserica. Da. Și noi ce o să facem, domnule, fără biserici? Momental, nici nu știu ce răspuns să vă dau. N-ar fi bine. N-ar fi bine să avem un astfel președinte care nu e ortodox. De ce spuneți? Nu avem un cotro. Nu e bine, asta nu e bine. Ce credeți că, teoretic, ar putea să întâmple rău din cauza asta? Păi, ceva de genul cu biserici, cu alea, să facă o măgărie cu biserica. Adică? Să dăme cum a dărâmat Ceaușescu. Cum vi se pare un astfel de... Afară din țară, de la noi. A făcut în Sibiu, n-a făcut la noi în țară. E rău. De ce, domn? Pentru că sataniștii ăștia face instigații multe și în religiile ale lantile. Credeți că va fi președintele ăsta? Un președinte destul de periculos, destul de rău și un președinte care nu trebuia să ne dă funcție nent. Ca să o spune și pe aia, nu mă ierte Dumnezeu că o zic, voi zice cu păcat, dar ăsta tot ce e posibil e ateu. Să nu se ocupe de biserică, să lase cum a fost bisericii, să lase tot. Cum a fost, cum am... Icoanele... Icoane... A vrut și ăsta răpostatul pe partea asta, să desminteze toate bisericile astea și s-a dus. Că există pericolul ăsta să apuce să facă lucruri? E pericol pentru că se duce cer. După răpostat. Ce credeți că se va întâmpla cu religia noastră ortodoxă? Credem că se va întâmpla cu religia ortodoxă un lucru foarte neplăcut înaintea poporului. Din cauza că din auzite vrea să desfințeze așa cea... Unde ați auzit că vrea să desfințeze Iohannis religie? S-a spus clar, nu? Da, s-a spus clar. De ce nu e bine să fie un astfel de om președinte? Pentru că nu avem încredere. Să ne aducă nemții peste noi. De ce vă e teamă cel mai rău? Una de... Una și cu icoanele să nu se dă aia și... Ce vă e? Frică că o să interzică icoanele? Da. Și moaștele? Și doale. Ce facem, doamnă, fără moaște, fără icoane? Ce mai pupăm? Vedeți, el dacă se închină la satana, cum s-ar zice, el, vedeți, nu e în legea noastră ca să fie. Deci e un om necredincios, un om... Și noi ce facem? Dacă sunt ortodox, eu une ne îngroapă. Duce țara la rup. Exact. Un ortodox ar fi descurcat mai bine? De ce? E de-al nostru, e din religia noastră. Să intru la câmpuț. Adică? Adică, cum să vă spun, să intru la câmpuț? Păi am plecat de la comunist, hai să fie bine, să fie democrație și acum cu biserici, să dăme biserici, să facă cum a făcut Ceaușescu, nu. Crezi că ați auzit lucrurile astea la televizor că Iohannis vrea să desfințeze religia, vrea să desfințeze, nu știu, biserica și așa mai departe? Da, vrea să desfințeze, eu am auzit la televizor. Un pic îngrijorat că nu este ortodox. Da, nu, suntem îngrijorat că a fost votul, a sărit studenții mulți asupra lui Johan. Mesaj aveți dumneavoastră pentru el? Ce mesaj? Da. Să plece în țară. Asta e.